Hristos a înviat. Fiți binecuvântați și lăudați să fie Domnul pentru ziua aceasta frumoasă și pentru harul de a fi împreună, iată, prin intermediul tehnologiei, la acest timp de închinare, pentru că Dumnezeu ne binecuvintează cu prezența sa, acolo unde sunt doi sau trei în numele Lui, dăm slavă numelui Său și îi mulțumim de harul acesta. Vă invităm să lăudăm pe Domnul cu frumoasa cântare cunoscută de... Încă suntem în atmosfera învierii. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Îi mulțumim lui Hristos, Domnul, că din moartea sufletească, din mormintele necredinței și ale despărțirii de Dumnezeu, ne-a dăruit viață și viața aceasta nu se va încheia niciodată, va trece dincolo de mormânt, va merge până în veșnicie. Slavă lui, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Amin. E viu, a spus îngerul femeilor care îl căuta la mormânt. E viu, nu este aici, a înviat, și noi avem un Mântuitor viu, un Dumnezeu viu, unul care trăiește și care este cu noi în fiecare zi. Binecuvântat să fie Domnul vieții și Mântuitorul nostru. Amin. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. E viu, e viu, în toată strălucirea îl vom vedea în slava sa. Maria, ucenicii aleargă spre mormânt, un înger le aduce din cer mesajul sfânt. Vă duceți și vestiți, azi Hristos a înviat, deci credeți și vă bucurați. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. E viu, e viu, în toată strălucirea îl vom vedea în slava sa. Maria să-și plânge, ar vrea să știe ce, dar iată o minune, Iisus înaintea ei. Ce mare fericire, Rabboni, zice ea, și noi în cer îl vom vedea. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. E viu, e viu, în toată strălucirea îl vom vedea în slava sa. Da, Doamne, te lăudăm și te binecuvântăm, te preamărim pe tine, Domnul vieții, cel ce a ieșit biruitor asupra morții și mormântului și păcatului și lui Satan și a iadului, și a înviat, Doamne, triumfător și glorios, și te-ai înălțat la dreapta măririi, cu mântuirea noastră realizată și cu plata păcatelor achitată. Mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru că și astăzi ești viu și mijlocești la dreapta Tatălui și oferi mântuirea ta tuturor celor ce te caută, și oferi mângâierea ta tuturor celor ce sunt întristați și apăsați, și oferi speranță tuturor celor descurajați și mâhniți.
Doamne, îți mulțumim că Tu ești nădejdea noastră și prin harul lui Dumnezeu ne-ai făcut și nouă parte de ea și ne-ai adus la izvoarele mântuirii și ne-ai dăruit speranța vieții veșnice. Te lăudăm, Tată, și te binecuvântăm pentru harul acesta. Îți mulțumim pentru dimineața aceasta frumoasă. Îți mulțumim pentru harul de a fi la închinare și pentru toți aceia care și-au făcut timp să vină alături și să fim în Duh împreună în aceste ceasuri de închinare și de laudă către Tine. Te rugăm să ne binecuvintezi cu harul Tău. Doamne, fie Duhul Tău cel Sfânt cu înviorare cerească și peste cei mâhniți și apăsați și adu bucuria învierii în inimile lor și bucuria și nădejdea că Tu ești Dumnezeul care te înduri și care lucrezi pentru cauzele ce stau înaintea Ta. Doamne, întărește astăzi credința noastră în dragostea, în puterea și în harul Tău și primește închinarea noastră și lasă-ți binecuvântarea Ta peste noi toți, peste frații și surorile noastre care pe unde sunt, peste orașul acesta, peste țara aceasta, cu cercetarea, mântuirea, pocăinței și fă, Doamne, ca biserica Ta să cunoască cât mai curând bucuria revederii și strângerii împreună în mod fizic în casa Ta și pune capăt acestei boli și îndură-te și de cei ce sunt pe un pat de suferință. Doamne, îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că ne iubești în dragostea Ta cea mare și ai milă de noi în neputințele noastre, în puținul credinței noastre ca să ne ridici mai aproape de Tine, mai aproape de inima Ta. Fie binecuvântat numele Tău, în numele Domnului Hristos. Amin. 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 Aș vrea să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi să avem un moment de rugăciune. O să ascultăm un îndemn prin frate Vasile și apoi prin fratele Paul și vom lăuda pe Domnul cu câteva cântări între aceste momente de rugăciune. Cântarea este o încurajare la credință. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduții să fim salvați. Slavă Lui pentru harul acesta. Amin. El ne-a iubit venind în lume, noi cei pierduți să fim salvați. Prin sânge sfânt vărsat pe cruce, la Golgota Iisus Hristos ne-a vindecat. Știind că-i vin, putem vinge teama, și eu sunt vin, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Ca un copil ce se încrede în tatăl său, acest pământ, așa mă-ncred și eu în Domnul și de păcat descătușat voi o să cânt. Și încă-i vin, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita brațul său voi fi mereu eliberat. Când voi pleca în veșnicie, când lupta grea va înceta, îl voi vedea pe tron de slavă, pe cel ce moartea învins jertfa sa. Și încă-i vin, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de
pe brațul său voi fi mereu eliberat. Amin, amin. Ne bucurăm în dimineața aceasta să fim împreună, iar la închinare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie. Încă o dată trebuie să-i mulțumim că putem să, prin aceste mijloace tehnologice, putem să ne folosim de ele și să închinăm lui Dumnezeu împreună, să venim în comuniune. Vrem pentru timp, primul timp de rugăciune să medităm câteva momente la un pasaj minunat. Săptămâna aceasta comemorăm, așa a zis, Duminica Tomei, care prima săptămână după înviere. Și haideți împreună să citim câteva versete din Ioan, din cartea lui Ioan, din capitolul 20. Spune de la versetul 19: în seara aceea zile, cea din tăia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când ucile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis și lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te în mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Toma, drept răspuns, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Afișează-te, rog. Am vrea să, pe baza acestui pasaj, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru primul moment de rugăciune. Vedem că Iisus foarte frumos a început cu acest mesaj. S-a arătat ucenicilor, ei, spune cuvântul, că le era teamă, erau încuiați de frica iudeilor, nu știau, erau bulversați de ce s-a întâmplat. Iisus se arată în mijlocul lor, asta prima dată după ce a înviat, și spune: pace vouă. Ce frumos mesaj. Poate de ce aveau nevoie mai mult ei atunci, în prima instanță, decât de pace? Ne rugăm pentru pace. Poate pacea, mai ales în vremea aceasta, în timpurile acestea în care, vedem, ia criza asta declanșată de pandemie, avem nevoie de pace în suflet. Poate mai mult decât alte lucruri, avem nevoie de liniște, avem nevoie de siguranță că Dumnezeu este în mijlocul încercărilor. Ucenicii, la fel, fiind cuprinși de teamă, fiind speriându-se pentru viața lor, neștiind ce o se întâmple, aveau nevoie de asta, cuvintele lui Iisus. Pace vouă. Și vedem că se repetă de două ori, apoi săptămâna următoare când se întâlnește iarăși cu ucenicii și Toma în mijlocul lor, la fel, aceeași cuvânt începe. Pace vouă. Ne rugăm pentru pace. Doamne, dă-ne pace în suflet. Dă-ne pace în familiile noastre. De multe ori pierdem așa ușor pacea, mai ales uitându-ne la televizor, la tot felul de știri și singuri, ducându-ne la pierderea păcii. Ne rugăm pentru, am spus aici, pentru claritate. Să-L vedem pe Iisus. Care era problema cu ucenicii? Nu-L vedeau pe Iisus. Și în episodul dinainte, la fel, cei doi ucenici mergeau pe drumul Emausului, Iisus arată în mijlocul lor, nu-L puteau vedea, nu puteau înțelege că e vorba de El. Se arată în mijlocul lor, apoi după ce se introduce, își dau seama cine este El. La început se sperie, nu-L recunoșteau pe Iisus. De câte ori poate n-avem și noi nevoie să-L vedem pe Iisus? Doamne, dă-ne putere și dă-ne lumină să Te vedem pe Tine. În cuvântul Tău să Te vedem. Unde-L mai vedem? În oamenii din jurul nostru, de multe ori nu-L vedem. Și de-aia par tot felul de conflicte și situații. De ce? Pentru că nu-L vedem pe Hristos cum lucrează. Și mai ales în viața noastră, ajută-ne să Te vedem cum lucrezi. Ajută-ne să nu trăim ca și cum suntem singuri. Vedem că ucenicii
și au pierdut, să spunem, nădejde. Și se simțeau oarecum singuri, nu-L vedeau, nu-L recunoșteau pe Iisus. Interesant, înainte de episodul acesta cu Toma, cei doi ucenici de pe drumul Emausului îl recunosc pe Iisus de-abia la frângerea pâinii. Zice, au stat în mijlocul lor toată ziua, le-a vorbit din Scriptură, pauză, nu înțelegeau. De-abia spre seară, când au poposit undeva, la momentul acesta al frângerii pâinii și-au dat seama. Ce reprezintă pentru noi frângerea pâinii? Mai ales comuniune cu Dumnezeu, cu Hristos. Și înțelegem că în comuniune, de-abia când stăm lângă El, Dumnezeu se descoperă. Ajută-ne, Doamne, să stăm lângă Tine. În fiecare zi din viața noastră, să stăm mai mult lângă Tine ca să Te înțelegem mai mult. Se plâng oamenii că nu-L cunosc pe Dumnezeu, că nu-L văd pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, cu cât petreci mai mult timp în cuvântul Său, cu cât stai într-o relație, crești în relație cu El, umbli cu El. Cum vedem toți oamenii mari ai Scripturii, au umblat cu El, Dumnezeu se descoperă din ce în ce mai mult și este mai vizibil. Doamne, dă-ne lumină și putere să Te vedem pe Tine. Și apoi ne mai rugăm pentru credință. Credința, lipsa credinței care era vizibilă, mai ales în atitudinea lui Toma, nu este chiar așa de rău de blamat. Interesant, Hristos nu-l lovește, că de ce n-ai crezut, ai stat 3 ani cu mine și n-ai văzut. De ce? Pentru că credința aceasta este tot un dar de la Dumnezeu și avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea putere, să credem, să ne descopere. Avem nevoie tot așa să petrecând timp cu El, cultivând această credință în relația de zi cu zi, cu El, în umblarea zilnică cu El, ea devine mai puternică. Și este ca în familie, încrederea se câștigă, se capătă, nu e dintr-o dată. De aceea, dacă mulți dintre noi poate trece prin momente, sau toți trecem prin momente în care credința scade, ea trebuie cultivată. Doamne, ajută-ne, dă-ne Tu această credință prin umblare în cuvântul Tău, prin comunicare cu Tine, prin împlinire a cuvântului Tău, a poruncilor Tale, credința crește. Toma, ce a făcut? Când și-a dat seama că Iisus este, a avut nevoie de un act vizibil, Iisus să-L pipăie. Dumnezeu nu funcționează. De cele mai multe ori, relația cu Dumnezeu nu funcționează așa. El nu așa se descoperă. Spune, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și credința este o încredere în lucrurile nevăzute, nu? O încredințare în lucrurile nădăjduite. Doamne, ajută-ne să creștem în această credință. Dă-ne Tu această credință, deschide-ne Tu inima ca să putem să credem în Tine. Și dacă trecem prin astfel de momente în care viața pare neagră, mai ales în vremurile acestea, în care nu avem claritate, nu Te vedem pe Tine, credința scade, nu avem pace în suflet, dacă le avem mai ales pe toate aceste trei, haide să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne lumineze, Dumnezeu să lucreze. Ucenicii au plecat cum? Bucuroși. Când s-au întâlnit cu Iisus. Fiecare om când se întâlnește cu Iisus nu rămâne la fel neschimbat. Pleacă transformat. Doamne ajută-ne, vrem pentru primul moment de rugăciune, pe baza acestor îndemnuri. Doamne, ne rugăm pentru pace, ne rugăm pentru lumină și ne rugăm pentru credință. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră acolo să vă rugați împreună cu noi și Dumnezeu să asculte. Amin. 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 Sfinte Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ne cheamă la încredere în Tine și Te rugăm să lași peste noi pacea acestei încrederi că Tu ești Dumnezeu în control, Tu ne vei însoți cu prezența Ta, mulțumim, Doamne, că pacea Ta vine din cer și este nu ca pacea acestei lumi, ci e dumnezeiască, coboară-o peste sufletele noastre. Amin. Și peste sufletele acelora care sunt apăsați și îngrijorați. Tu știi, Doamne, care pe unde sunt. Coboară, Doamne, descoperirea Ta, pentru că dacă Te descoperi Tu așa cum ai făcut-o cu cei doi, avem cu adevărat viață. Descoperă-Te sufletelor care Te caută și care nu înțeleg și care nu pricep, Doamne, descoperă-Te și astăzi, ca și ucenicilor pe drumul Emausului și întărește-ne, Doamne, pe fiecare. Personal Te rog, întărește-mi credința că Tu vei lucra în casa mea, în casa Ta, vei binecuvânta mărturia cuvântului ca să atingă inimile și să producă rod spre slava Ta. Te rugăm, vei binecuvânta, Doamne, și această slujire și vei cerceta suflete și vei mângâia suflete. Doamne, frumos, fie pacea, Doamne, Ta peste noi toți. Mulțumim că ne iubești și ne încredem în Tine. Avem în Tine o ancoră vie pentru sufletele noastre. Avem în Tine o nădejde reală.
Îți mulțumim pentru realitatea legăturii cu Tine, pe care o vedem că funcționează în viața noastră prin lucrarea Duhului care de atâtea ori ne ridică și ne întărește în harul Tău. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că ești cu noi și Te lăudăm și Te binecuvântăm. Te rugăm să binecuvintezi și pe cei ce conduc țara aceasta cu înțelepciune și cu mântuire. Te rugăm să-i binecuvintezi pe cei ce slujesc în tot aparatul medical, medici, asistenți și toți cei ce sunt în spitale, Doamne, în linia întâi, mâna Ta să-i ocrotească, să le dai răbdare lor și familiilor lor, protecție de la Tine. Te rugăm să-i binecuvintezi și pe cei ce sunt în carantină cu răbdare, Doamne, și să aduci Tu cât mai curând bucuria vieții normale și ajută-ne, Doamne, să Te căutăm ca și biserică cu o inimă înflăcărată pentru Tine. Mulțumim că Tu vei lucra în numele Fiului Tău, Tată. Amin. Amin. Da, Doamne, Tată Ceresc, vin și astăzi înaintea Ta cu recunoștință. Mărire Ție, și Tată, mulțumesc, de har. Doamne, că ai mai îngăduit o zi pe pământul acesta în care să ne închinăm Ție, Doamne. Să vedem, Doamne, mărăția și puterea Ta, Doamne. Și binecuvântarea Ta de a fi copii ai Tăi. Și-ți mulțumim pentru acest lucru. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumim pentru biruința care a avut-o asupra morții. Și mormântul nu l-a putut ține, Doamne, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a ridicat așa cum a prorocit și a spus și este viu, este înălțat la dreapta Ta. Noi credem cu tărie că acolo unde Domnul Iisus Hristos s-a înălțat, vom fi și noi la vremea hotărâtă de Tine. Doamne, trăim pe pământul acesta în încercări. Și încercarea cea mai mare este, Doamne, acum, momentul acesta, pandemia aceasta, Doamne, care își întinde tentacule, Doamne, și nu alege, Doamne, ia pe cine voiește, Doamne, dar îți mulțumim, Doamne, că noi suntem sub harul Tău și sub puterea Ta și nimeni nu ne va smulge de pe calea pe care Tu ne-ai așezat, Doamne. Îți mulțumim pentru iubirea Ta și Te rugăm, Doamne, să ne mărești credința. Ne-ai descoperit lucrul acesta prin credință și noi credem cu tărie, Doamne, că Tu ești viu și adevărat și Tu ești la dreapta Tatălui. Te rugăm frumos, Doamne, să-Ți iei locul de cinste în inima noastră. Mărește-ne credința, Doamne. Ajută-ne să avem putere din puterea Ta, Doamne, și să nu cădem de oboseală după lucruri din această lume. Întoarce-ne privirea către Tine și Te rugăm, Doamne, să ne luminezi calea pe care Tu ne-ai așezat-o, pentru că Tu ești lumina lumii. Și în mâna Ta, vrednicule Tată, ne încredințăm sufletele noastre, familia noastră, ne încredințăm frații și surorile în mâna Ta, ca Tu să-i binecuvintezi, să-i sprijinești. Ne binecuvântează Tu țara aceasta, Doamne, cu puterea Ta, să-și întoarcă fața către Tine, Doamne, și nu-i lăsa, Doamne, să stea nepăsători, fie cu încercarea aceasta, bisericile să se umple, Doamne, spre slava Ta, de suflete care doresc să aibă pace și împăcare cu Tine, Doamne, și viață veșnică într-un Hristos Iisus. Te lăudăm și Te binecuvântăm pentru toate și Te slăvim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Doamne, Tată Ceresc, vin și eu în fața Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumesc că ești prezent în mijlocul nostru. Mai mult de atât, îți mulțumesc că ești un Dumnezeu al relației și că ești prezent în viețile noastre. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru modul în care ni Te-ai descoperit într-o zi și ni L-ai arătat pe Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru pacea care ne-a umplut inima în momentul în care Te-am cunoscut pe Tine prin El. Nu putem decât să Te lăudăm, Dumnezeule, că ești un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care dorește să Te întâlnești cu noi în fiecare clipă a vieții noastre. În mod deosebit îți mulțumesc că ai lucrat în viața mea și că mi Te-ai descoperit. Slăviți Te laud, Dumnezeule, Doamne, că ești un Dumnezeu care într-o zi mi Te-ai descoperit și mi-ai iertat tot trecutul meu murdar. Te rog, Dumnezeule, ca să mă șlefuiești în continuare, Amin, după voia și după placul Tău. Ajută-mă să Te văd în fiecare clipă a vieții mele, trăind în mijlocul meu, a familiei mele, în mijlocul bisericii Tale, Amin, trăind în viețile fraților și surorilor mele. Da, Doamne, te laud, Dumnezeule, pentru tot ceea ce faci pentru omenire. Te rugăm, Dumnezeule, ca să îndepărtezi tot acest rău care a venit și nenorocește lumea noastră. Te rugăm ca Tu să o curățești prin cuvântul Tău, Amin, și să aduci oameni la dragoste și iubirea Ta. Te rog în mod deosebit pentru cei din familiile noastre care nu Te cunosc pe Tine.
Te rog, Dumnezeule, să le vorbești direct în inimă. Știm că ești un Dumnezeu care poate ca să se descopere personal. De aceea te rugăm. Te rugăm, Dumnezeule, descopere-te lor. Vrem ca să ne petrecem veșnicia împreună cu tine, dar și cu ei. Amin. Nu pot decât să te laud, să te binecuvântez pentru toate lucrările tale. În numele Domnului Iisus Hristos am stat în fața ta. Amin. 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 Doamne, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru săptămâna aceasta, Doamne, ne amintim că Tu ai înviat încă o dată, Doamne, și că Te-ai descoperit lumii. Îți mulțumesc că prezența Ta se simte, Doamne, și o putem vedea, Doamne, și în cuvântul Tău putem vedea în viața noastră, Doamne, prin schimbările pe care Tu le faci. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu lucrezi și mă rog, Doamne, ne rugăm ca Tu să ne deschizi ochii, Doamne, să Te vedem pe Tine mai mult, Doamne. Ne ațintim privirea mai mult la Tine, Doamne, nu decât la lucrurile din jur care poate ne tulbură, ne fură pacea, Doamne. Aște-ne, Doamne, să avem încredere în Tine, Doamne, să avem. Că Tu, până la urmă, ești la cârma Universului și Tu ții toate lucrurile în control, Doamne. Aște-ne să nu ne pierdem nădejdea, Doamne, să nu ne pierdem credința. Amin. Dacă suntem în poate în astfel de situații sau trecem prin ele sau sunt oameni care trec prin astfel de situații, Doamne, Te rog să ne ridici Tu. Așa Amin. Cum Te-ai descoperit ucenicilor, așa cum ai venit cu pacea Ta și ai venit cu nădejdea pe care Tu o aduci. Te rog încă o dată, fă lucrul acesta și pentru noi, Doamne, pentru persoanele, în mod special, care trec prin dificultăți în perioada aceasta, Doamne. Te rog, Doamne, adu Tu mângâiere, adu Tu, Doamne, liniște în suflet, seninătate, adu Tu, Doamne, pace acolo unde a dispărut, unde sunt suferințe și conflicte și unde sunt necazuri, Doamne. Te rog, întărește-ne Tu, Doamne, în dimineața aceasta, Doamne, și ajută-ne asemenea exemplele pe care le ași în Scriptură, Doamne, asemenea oamenilor Tăi, să stăm lângă Tine, Doamne, să cultivăm această credință, această lumină, Te vedea pe Tine, să le cultivăm în relația de zilnică cu Tine, prin cuvântul Tău, prin comuniunea cu Tine, prin rugăciune, prin întâlnirea cu alți oameni, sprijinirea reciprocă, Doamne, în cuvântul Tău. Dă-ne Tu putere, Doamne, să creștem în felul acesta lângă Tine. Te binecuvântăm și îți mulțumim, îți mulțumesc că ne întărești credința, îți mulțumesc că ni Te-ai descoperit și asemenea ucenicilor și îți mulțumesc că lucrezi în continuare. Te binecuvântăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Hai să păstrăm câteva momente și acolo unde sunteți să vă rugați și dumneavoastră. Ne-ați auzit pe noi rugându-ne, acum păstrăm liniște și vă puteți ruga și dumneavoastră câteva minute. Doamne, atinge-te Tu de sufletul Mihaielul, Doamne, al Mitică, al Ovarii, Doamne, întoarce cu fața către Tine. Te rog, Doamne, să-i luminezi cu Sfânta Ta prezență. Te rog, Doamne, să-i însoțești Tu, Doamne, să-i negași din mâna Ta, de la putere să Te cunoască și ei pe Tine, Doamne, așa cum Te-ai descoperit mie. Și ei să Te cunoască, fă-le bucuria aceasta, Stăpâne, Tată Ceresc, și el lăsă mâna Ta, Tu să le binecuvântezi viața, Tu, Doamne, să-i întorci cu fața către Tine și îți mulțumesc. Amin. Amin, 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 amin. E o cântare pe care mi-am amintit-o în clipele acestea și e una cunoscută și dragă nouă. Când mă aflu în prezența Ta, Doamne, găsesc pace, pentru că Tu îmi cunoști viața, îmi cunoști inima și știu că ai putere și toate sunt supun Ție, ca să intervii și să ajustezi, să corectezi, să pui lucrurile în acord cu voia Ta și binecuvântarea Ta peste mine și peste toți cei ce se cred în Tine atunci când Tu hotărăști lucrul acesta și pentru că știu că sunt în prezența Ta și Tu lucrezi pentru mine, mă închinție. Haideți să cântăm cu toții această cântare. Când mă aflu în prezența Ta, pace găsesc.
când mă aflu în prezența ta, îmi vezi inima. Când mă aflu în prezența ta, pace găsesc. Când mă aflu în prezența ta, știu că tu cunoști. Tu-mi cunoști numele, tu cunoști viața mea, încă mă mai iubești, încă-ți pasă de mine. Eu sunt visul ce-l porți, ascuns în inimă, când mă aflu în prezența ta, știu că tu cunoști. Amen, amen. Hristos a înviat, fiți binecuvântați și acolo unde sunteți fiecare, să-i ceriți orice lui Dumnezeu să aveți îndrăzneală. Pentru că El ne ascultă și ne înțelege. Plâng în primul rând de bucurie că mă aflu înaintea Lui, în casa Lui. Plâng de dorul acesta care a trecut de pe data de 29, luna trecută, și a revenit acum. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și aș vrea ca timpul petrecut aici, înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră, să fie de folos. Am vrea ca să fiți zidiți pe temelia Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul pe care îl voi rosti astăzi se găsește în Epistola 1-a sobornicească a lui Petru, capitolul 1, începând cu versetul 3 până la versetul 9 inclusiv. Voi citi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut și credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. M-am rugat Domnului 3 zile. Dumnezeu mi-a pregătit aseară un subiect și parcă știți în momentul acela că nu îți vine niciun cuvânt, nicio idee în minte, am fost clar că nu era după voia lui Dumnezeu. N-am ales să vorbesc despre Toma astăzi, n-am ales să vorbesc despre nimeni. Pentru că mai mare decât Toma, în necredință am fost eu. Dar îndurarea și dragostea lui Dumnezeu, sau mai bine spus, în îndurarea și în dragostea lui Dumnezeu, El m-a căutat și m-a pus deoparte pentru împărăția sa și așa va face cu toți cei care doresc sincer să se predea înaintea Lui. În aceste versete pe care le-am citit din Epistola 1-a sobornicească a lui Petru,
apostol al Domnului Iisus Hristos, ne aduce aminte cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Aici confirmă și Ioan în capitolul 28, în capitolul 10, versetele 28 și 29. Haideți să deschidem în capitolul 10. Ioan, capitolul 10, versetele 28-29. În care cuvântul ne spune așa: Eu le dau viață veșnică în veac, nu vor peri și nimeni nu le va smunge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. O, ce promisiune, ce încurajare, ce încredințare pentru sufletele noastre. Doamne, fie că atunci când noi gemem în neputințele noastre, să ne aduce aminte de aceste cuvinte. Și chiar dacă ce rău vrea să ne ia sufletul, noi știm că vom trăi în veșnicie cu Iisus Hristos, Cel care a biruit moartea. Vedem că avem aceste mari asigurări. Din versetele acestea reiese că avem viața veșnică. Suntem în mâna Lui și avem această încredințare că nimeni nu ne va smulge din mâna Tatălui. Pe toți copiii lui Dumnezeu care se încrede în El, Dumnezeu nu-i va lăsa de rușine și nu-i va lăsa de izberiște. El veghează, iar noi nu-L vedem. El este la lucru în viețile noastre și să facă Domnul ca ochii noștri să vadă clar lucrul acesta și inima noastră să simtă lucrul acesta, să nu ne mai lăsăm măturați și vânturați de vântul celui rău și mai ales în zilele acestea în care din oră în oră, parcă din ce în ce mai rău și în fiecare zi cu declarații, eu nu mai cred. M-am abandonat în mâna lui Dumnezeu și gândurile mele și inima mea și sufletul meu știu că aparțin lui. Nu au, aceste știri nu au decât rolul să ne facă să ne simțim neputincioși, fără apărare, fără nicio speranță, fără o încredere, fără nimic. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că El nu ne lasă. De aceea, după înălțare, s-a pogorât Duhul Sfânt ca să ne fie mijlocitor în această lume și să ne vorbească. Doamne, dă-ne putere să auzim glasul Duhului Tău cel Sfânt. Și chiar dacă trecem sau vom trece prin felurite încercări, pentru puțină vreme, ne spune cuvântul, Dumnezeu are totuși un control. Noi știm cu adevărat că încercările de o clipă lucrează și ne șlefuiesc să arătăm așa cum Domnul vrea să arătăm. De multe ori ne-a rugat, Doamne, șlefuiește-ne. Poate aceasta e șlefuirea cea de pe urmă. Poate că aceasta este ocazia în care să te pui înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești și să rogi să te conducă pe calea Lui. Și orice s-ar întâmpla, te asigur și vă asigurăm, dragii noștri, că El are ultimul cuvânt și că mâna Lui este cel mai bine. Noi suntem păziți de puterea Tatălui și El nu ne va lăsa. Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta, nu un om, ci Fiul lui Dumnezeu. Și drept ca urmare, trecerii noastre prin încercări, acestea toate vor arăta lauda, slava și cinstea atunci și acum, atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, dar și acum. Să mai citesc o dată versetul 8, în care spune așa: Voi, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită. Amin. În versetul 29 din 20 Ioan, Domnul Iisus Hristos îi se adresează lui Toma și zice: Tomo, crezi pentru că ai văzut? Dar ferice de cei ce n-au văzut și cred
vedeți, ne numește fericiți. Noi nu am văzut lucrurile acestea, dar am văzut cu ochii credinței că Cel ce a fost răstignit între cer și pământ și a suferit în locul nostru pe viața care ne se cuvenea nouă, ne-a șters păcatele și ne-a iertat, este Domnul Iisus Hristos. Prin sângele Lui, prin moartea și învierea Lui, noi suntem puși deoparte pentru împărăția Sa și ne numește fericiți. Să dea Domnul să fim fericiți cu adevărat. Amin. Credința noastră în El nu va fi zădarnică, pentru că vom moșteni viața veșnică împreună cu El. Așa ne spune cuvântul, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, nu alergări fără rost, ci mântuirea sufletelor voastre. În mâna Lui de Tată să ne lăsăm abandonați, să ne lăsăm cu credință tare și știm că El va lucra și lucrează cu putere, dar noi nu ne rămâne decât să o cerem și să ne dă Domnul înțelepciune, dar dacă nu avem să o cerem, să o cerem cu credință, ca prin aceasta Dumnezeu să-și facă lucrare și să se descopere în viețile noastre. Acum, împreună cu frați și surori, vom veni în a doua parte, în primul rând, cu mulțumire, cu recunoștință și în a doua parte, să nu uităm, vom veni și cu cererile noastre. Vă rog să îndrăzniți, să cereți, pentru că Dumnezeu ne ascultă și la vremea hotărâtă de El și la timpul Lui ales ne va răspunde sau ne răspunde cu siguranță, nu așa cum vrem noi, ci cum vrea El. Amin. Pace cerească care vine prin Duhul, covară peste sufletele noastre și te rugăm, Doamne, să pui în noi toți dragostea Ta și dorința Amin. De a vedea într-o zi fața Ta iar până atunci, de a ne închina împreună ca și biserică cât mai curând în locul acesta. Amin. Ne binecuvântă, Doamne, cu biruința asupra încercării și ispitelor care vin în perioada aceasta și niciunul dintre noi să nu se îndepartă, să nu se răcească de dragostea, de a din potrivă dorul după Tine să crească tot mai mult. Amin. Dă-ne, Doamne, bucuria să vedem răspuns la rugăciunile noastre. Amin. Privitor la mântuirea celor dragi. Da, Doamne. Privitor la izbăvirea din încercarea aceasta. Mulțumim că Tu vei lucra. Te lăudăm și Te binecuvântăm, Doamne, nădejdea noastră. Ajută-ne să ne apropiem tot mai mult de Tine. Pentru că știm că în felul acesta suntem în siguranță. Amin. Te lăudăm în numele Fiului Tău. Amin. Amin. Da, Doamne Tată, înaintea Ta venim cu recunoștință și ne proștenim la picioarele Tale, bunule Tată și păstor al sufletelor noastre și îți mulțumim pentru această încredințare și pentru această încurajare că noi nu suntem lăsați de iberiște, noi suntem în mâna Ta de Tată și aici este cel mai bine. Îți mulțumim, Doamne, că ai avut milă și îndurare față de noi și Te rugăm, Doamne, să o reverși acolo în familiile noastre, Doamne, unde stau nepăsători, Doamne, și nu ia seama, Doamne, că acest timp este pentru ei, pentru cercetare. Te rugăm, Doamne, culegeți Tu rod bogat, Doamne, și dacă va fi după sfântă voia Ta să se deschidă din nou casele Tale, să dea năvală oameni care să vină la pocăință, să-și recunoască neputințele, Doamne, să-și recunoască starea păcătoasă în care sunt și să ceară, Doamne, pace în relația cu ei și Dumnezeu. Doamne Tată, îi lăsăm pe toți ai noștri dragi în mâna Ta și știu, Doamne, că este lucrarea Ta. Te rugăm, Doamne, să ai milă de prieteni, de tovarăși, Doamne, de vecinii noștri, de țara aceasta, Doamne, de cei care se află la conducere, Doamne, înlătură Tu bâlbâielile, Doamne, și neconcordanțele, Doamne, și toate lucrurile care nu sunt după voia Ta,
mâna Ta să-i conducă, să-i păzească, să-i ocrotească, Doamne. Amin. Și Te rugăm, Doamne, să lași de rușine pe cel rău care vrea să ne piardă ca țară, ca nație și care vrea răul în această lume, ci nu pacea, nu dragostea. El este, Doamne, instrumentul celui rău și vrea să ne piardă, dar mulțumiri fie aduse Ție pentru că Tu nu ne lași. Doamne, Amin. Tată, Te mai rugăm ca Tu să sprijinești pe cei greu încercați în nevoi, în suferință, Doamne. Tu să fii cu ei, Doamne. Tu să iluminezi, Doamne, cu Sfânta Ta prezență și, într-adevăr, lumina învierii Domnului Iisus Hristos să se aprindă în inima lor, Doamne, nu pentru o clipă, ci pentru veșnicie, Doamne, să-și dea seama de puterea învierii Domnului Iisus Hristos și să-și dea seama că după viața aceasta există viață sau moarte, depinde de alegerile care o face fiecare. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai chemat la viață. Și îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că suntem ai Tăi. Te rog, Doamne, în aceste clipe să cercetezi Tu familia fratelui Borcan. Doamne, să aduci Tu mântuire și trezire spirituală acolo în curtea aceea, Doamne. Și prin această încercare și despărțire, Doamne, Te rog, Doamne, să aduci Tu alinare, să aduci Tu câștig spiritual pentru Tine. Te rugăm, Doamne, și pentru frații noștri de credință care sunt greu încercați pe patul de suferință, atinși de boala aceasta nemiloasă, dă-le Tu izbăvire, dă-le Tu pacea Ta, dă-le Tu, Doamne, protecția Ta și însoțirea Ta. Și binecuvintează Tu mâinile doctorilor care au grijă de ei. Doamne, ne lăsăm și noi în binecuvântarea Ta și îți mulțumim frumos încă o dată, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. 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 O, Doamne, toarce-l pe soțul dânsei cu față pentru Tine. Amin. Amin. Ce se întâmplă vremul acesta, în această. Te rog, Doamne, să-i cântezi.
florile și frații biserica noastră, pe Maria și pe Mirai, că a murit, că ai preos, și pe Sfânt și pe Tatăl Maria, te rugăm să te la fel, să te descoperi când am să te vorbești. Doamne, Tată, fii tu cu fiecare dintre noi, diferite, cei care și-au pierdut locurile de muncă, cei care trec prin dificultăți financiare și părinții mei, fii și cu ei la fel, să reapuce la mine, să lucrezi iar. Doamne, Tată, ne punem încredere în tine. Chiar dacă, să spun în cuvântul Tău, grânele nu mai dau, Doamne, și resursele sunt puține, însă noi punem încredere în tine și știu, Doamne, că Tu lucrezi. Tu ne ții mâna Ta, Doamne. Ne punem încredere în tine. N-avem încine altcineva, Doamne. Venim la tine și mulțumim cu numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Încredințați că Dumnezeu, care este autostăpân peste toate și știe gândurile noastre, ne va răspunde la rugăciuni și mulțumim frumos că a și făcut-o, Doamne, în unele cazuri. Venim cu recunoștință și ne închinăm Lui cu această rugăciune domnească, Tatăl nostru, să vă rostim cu toții. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Fiți binecuvântați. Amin. Mulțumim Domnului pentru timpul acesta de rugăciune. Dumnezeu să ne învrednicească la o legătură strânsă cu El și să ne ajute Domnul să vedem răspuns la rugăciunile noastre. Amin. Aș dori să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Înainte de aceasta vreau să fac două precizări. Una, că săptămâna aceasta a trecut la Domnul și a fost și înmormântată sora noastră, Maria Chioaru, s-a întâmplat luni, iar funeralele au fost joi la ora 11 la Metalurgie 1 privat și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze sămânța cuvântului pusă în inimile care încă nu au siguranța mântuirii și Dumnezeu să cerceteze prin harul Său. De asemenea, să mângâie și familia Borcan pentru plecarea între noi a mamei fratelui Marian. Domnul să cerceteze pe membrii familiei întregi la acesta, rugându-L veșnicie și cu păcarea cu El, mai ales pe cei care nu sunt întorși la El. Domnul să binecuvinteze părtășiile care sunt și astăzi în grupele mici, în seara aceasta vom avea de asemenea și mai sunt și altele, grupe care se întâlnesc pe diferite platforme și Dumnezeu să ne ajute ca și pe calea aceasta să putem să ne bucurăm de cuvântul Său și de legătura frățească atât cât poate ea exista, pentru că sigur, înseamnă mult mai puțin decât ceea ce se întâmplă în realitate, dar mai mult decât nimic, chiar dacă este online. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că avem încă posibilitatea aceasta și ne rugăm să aducă Domnul cât mai curând în ziua, să putem fi în mod real aici cu toți. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare cu bucuria întâlnirii cu Hristos, pe care au avut-o și Toma într-o zi ca și aceasta. Și dincolo de bucuriile vieții, Dumnezeu să ne întărească cu nădejdea că El e Cel care ne sprijină și la bine și la greu și ne va ajuta să trecem și prin această perioadă dificilă. Haideți așadar acum să ne închinăm Domnului cu o cântare și reamintesc că și miercuri la ora 18 avem un timp de rugăciune transmis online.
Așa că, dacă veți face timp să veniți alături de noi, vom putea să fim împărtășii acestui timp și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un duh de rugăciune, să nu slăbim, pentru că internetul, care este preocuparea principală a oamenilor care stau în casă, nu face altceva decât să ne umple capul cu tot felul de lucruri, dar simțim în același timp parcă o străinare de legătura cu Dumnezeu, paradoxal. Chiar dacă sunt lucruri spirituale, am zice noi, legătura cu Dumnezeu se realizează atunci când în mod personal stăm noi, în relație cu El, în cuvânt, în rugăciune și în închinare. Și Dumnezeu să ne ajute să folosim aceste resurse pentru zidirea noastră, dar să nu dăm uitării ceea ce e cel mai important. Așadar, după această cântare, vă voi împărtăși, cum spuneam la început, și un cuvânt din Sfânta Scriptură. Vă invit să ne închinăm Domnului. Cântarea aceasta este o invitație la credință. Nu te îndoi, ci crede. Pentru că dincolo de încercări și de norul descurajărilor, întotdeauna este prezentă și nu se vede, poate în acele zile, în acele momente, într-o perioadă ca și aceasta, pentru unii, prezența strălucitoare a Totputernicului Dumnezeu. Norul trece, Dumnezeu rămâne, că precum norul fizic trece și soarele rămâne și se vede. Domnul să ne ajute cu această putere a credinței și încrederii în Amin. Ci crede că dincolo soare și mai dulce, mai strălucitor, nu norul este veșnic, ci soarele acel, ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Poate Dumnezeu și din lumea aceasta, prin tot felul de situații și încercări, prin tot felul de momente și evenimente, mulțumim lui Dumnezeu că în același timp, deasupra tuturor, e prezența sa suverană. Amin. Și El e Cel care ne susține și ne dă biruință, slăvit să fie numele Său. Nu te îndoi, ci crede că vechează Dumnezeul puternic Sabaoth. Nici un păr nu-ți cade și nici o clipă nu. În noi nici o încercare decât prin voia Lui. În nici un păr nu-ți cade și nici o clipă nu. Spread love.
când ceasul cel mai din fiecare. Dragii mei, cred că cuvântul din Ioan 20 pe care fratele l-a citit mai devreme și care se citește de regulă în Duminica Tomei, în această primă duminică după Înviere, este un cuvânt foarte cunoscut de noi toți și tocmai mai devreme l-am auzit citindu-se. Vreau doar să reiau versetele 27 la 31, unde găsim scrise aceste cuvinte. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să... că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Amin. Doamne, binecuvântă în inima noastră cuvântul acesta, te rugăm. Și dă-ne o inimă deschisă la lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog să pui și, și în inima mea gândurile și lumina Ta și puterea Ta și harul Tău. Pentru ca să fiu un instrument al harului Tău, mâinile Tale. Vreau să rămân ascuns în Tine și lucrarea Ta să se vadă. Te rog să ne binecuvintezi pe fiecare cu o inimă deschisă și fă-ți lucrarea în noi toți. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Dragilor, este am putea spune sfârșitul săptămânii luminate. Această săptămână luminată culminează cu întâlnirea Domnului Hristos din nou cu ucenicii, în mijlocul cărora, iată, era și Toma, și, sau alături de care era și Toma, și cărora li se arată și se arată în mod direct, lui Toma îi se adresează în mod direct, pentru că Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, cunoaște inimile noastre, și știa ce e în inima lui Toma, ce spusese, măcar că nu fusese fizic acolo. Și îl invită să vină să-și pună mâna în coasta lui și degetul în palmele sale. Și îl dojenește, îl mustră, Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Foarte multă lume zice, eu sunt Toma necredinciosul. Și vreau să mă conving eu personal, nu pot să mă bazez pe ceea ce îmi spuneți voi. Și este ceva, am putea spune, dezirabil în gestul lui Toma. A fi oamenii care nu ne lăsăm așa ușor duși de tot felul de zvonuri și ne convingem în mod personal, atât cât putem. Și lucrul acesta, bine ar fi să-l aplicăm, de pildă, la credința noastră, să ne convingem noi personal, citind cuvântul Domnului, de veridicitatea credinței și a liniei pe care mergem. Vedeți, Toma a vrut el personal să se convingă, pentru că nu a crezut mărturia fraților săi. Și din punctul ăsta de vedere, i s-a spus Toma necredincios. Necredincioși au fost toți până la urmă. Nu? N-au crezut nici ceilalți ucenici, nici femeile care s-au dus la mormânt. Isaia spune, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? E bine, aș vrea să
Ne oprim din nou asupra acestor cuvinte. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Tu m-ai văzut, omul, și ai crezut. Dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cine sunt cei ce n-au văzut și au crezut? Oamenii în situații între înălțare și parusia, nu? Pentru că atunci când s-a înălțat Domnul la cer, n-a mai fost văzut. Și când va veni a doua oară, parusia va fi văzut și spune Scriptura că orice ochi îl vor vedea. Îl va vedea chiar și cei ce l-au străpuns. De aceea, îndemnul Duhului în dimineața aceasta este: fii credincios. Fii credincios și crede în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu ești în postura lui Toma și a ucenicilor să ți se arate în mod direct. Vedeți, Domnul recomandă această cale a mântuirii și a umblării în relație cu El prin credință și nu prin miracol, prin vedere. Ferice de cei, și fratele amintea mai devreme, textul, noi îl iubim fără să-l vedem, credem în El fără să-l fi văzut. Și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită prin credință de ceea ce El are pentru noi și ne pregătește slavă Lui. Și binecuvântați sunt toți cei care sunt în această postură, fericiți. Textul aici este, cuvântul este chiar: binecuvântați cei ce n-au văzut și au crezut. Unul dintre mari artiști a pictat și foarte multe teme biblice și subiecte biblice sunt redate în operele artistice, fie că sunt muzicale, fie că sunt literare, fie că sunt în pictură. A pictat un tablou pe care l-a intitulat exact așa, Necredința lui Toma. În nordul Italiei, într-o regiune pe care despre care am auzit foarte mult în perioada aceasta, Lombardia, este partea dinspre nord, vest, am putea spune, spre Elveția, a fost sub influența ducatului de Milano în vremea în care artistul acesta a creat, iar partea de vest, spre Mediterană, sub influența și autoritatea Republicii Venețiene. Așadar, cele două se întâlneau într-o zonă, Bergamo, acolo a fost cândva o ciumă, moartea de la Bergamo, mulți au auzit de ea și... Iată, interesant că Lombardia și zona aceea din nou a fost bântuită în mod special sau în mod deosebit de această maladie. Și la confluența celor două erau drumurile de trecere prin această zonă Bergamo și acolo era un orășel, o mică localitate numită Caravaggio. Acolo s-a născut acest Michelangelo Merisi în 1571. El a trăit 39 de ani și era numită zona aceea Bergamo și localitatea respectivă spre anumită patria hoților, a tâlharilor și a ucigașilor. Pentru că era un permanent război și conflict și trecerea oștilor dintr-o parte în alta, la confluența și la tensiunea celor două zone de autoritate care pretindeau și aveau tensiuni. E bine, acolo s-a născut acest Caravaggio, Michelangelo Merisi, da Caravaggio, din Caravaggio, și a rămas în posteritate ca și Caravaggio. El a realizat picturi de o frumusețe și într-un mod cu totul nou și special. Sigur, nu intru în detalii aici, nu ăsta e subiectul nostru, dar are acest tablou, Necredința lui Toma, în care îl ilustrează pe Toma stând alături de încă doi ucenici în fața Mântuitorului, care și descoperă pieptul și Toma se uită așa ca un chirurg și își introduce degetul în coastă, așa, prima falangă, foarte atent, într-o lumină e pusă imaginea aceasta, este poate unul dintre cele mai semnificative tablouri despre acest eveniment care s-a întâmplat în a 8-a zi, în Duminica Tomei. Ei bine, în acest context
sunt cuvintele pe care le-am citit și care sunt spuse de Domnul Iisus lui Toma și nouă astăzi. Prin credință, Tomo, nu prin vedere. Binecuvântați cei ce cred, nu cei ce văd. Mântuirea și viața creștină prin credință și nu prin vedere. Asta este voia lui Dumnezeu și dorința pe care Hristos ne-a lăsat-o. Vedeți, trăim într-o perioadă în care oamenii sunt atât de preocupați de imagine și tehnologia ne ajută. Și comunicarea a ajuns să se facă mult mai rapid și facil prin imagine, nu prin cuvinte. Parcă ne întoarcem la vremea preistorică, când oamenii comunicau prin emoticoane, da? Prin semne. Și astăzi tot la fel. E bine, dar într-un fel e rău. Pentru că e o formă reducționistă a modului în care gândim, a activității noastre cerebrale, atunci când noi punem în cuvinte, creăm imagini. Când luăm imagini de-a gata și comunicăm prin ele, în spiritul pragmatic livrăm tot felul de mesaje, dar fără să mai punem mintea mult la contribuții. De aceea e recomandată nu ecranul și televizorul și imagine, e recomandată lectura, mai ales pentru copii. Și lectura face bine în perioada aceasta tuturor creierelor, indiferent de vârsta la care se află. E bine, în vremea aceasta, când toată lumea spune o imagine face cât 1000 de cuvinte, oamenii vor imagini și vor și în domeniul credinței. Supranaturalul acesta este foarte licitat. Uitați-vă că acolo unde sunt biserici, unde oamenii pretind că realizează și poate uneori se și întâmplă minuni, vindecări, acolo e o audiență extraordinară. Vedeți, este o foame după supranatural și o căutare specifică acestei ere, aceste epoci postmoderne pe care noi o trăim. În acest context vin cuvintele Domnului Iisus. Nu prin vedere, ci prin credință. Binecuvântați cei ce nu prin vedere au ajuns la Hristos, la mântuire și merg pe calea ei, ci prin credință. Parcă suntem contrariați. Da? Uitați-vă, Toma prin credință, prin vedere ajunge la credință. Saul din Tars, prin vedere, ajunge la credință. Da? Uitați-vă în Iope. Se face o minune. Petru se duce în Iope. Și apoi în Lida și în Sarona, unde Dumnezeu face o minune și o aduce la viață pe Tabita. Apoi vindecă un paralitic. Și localitățile celea văd minunea și cred cu toții în Dumnezeu. Ne întrebăm, oare nu aceasta e cea mai facilă și cea mai eficientă cale de a aduce pe oameni la credință? Uitați-vă, sunt musulmani care în ruptul capului nu acceptă credința prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-au o revelație, unii dintre ei în singurătate și neputința de a ajunge cuvântul la ei, dintr-o dată îi vezi că se întorc cu toată ființa la Dumnezeu, că li s-a arătat Hristos și li s-a arătat într-un mod supranatural. E bine, în acest context, punem cuvintele Domnului și suntem la confluența unor tensiuni. Dacă realitățile acestea ne arată atât de productivitate, atât productivitate în ce privește mântuirea, etc., când este miraculul și când este, se întâmplă minunea, și pe de altă parte, cuvintele clare și binecuvântarea pe care Hristos o lasă, nu prin vedere, nu prin miracol, ci prin credință. Și noi suntem la o confluență de tensiuni. Și aceasta este lucrul la care aș vrea să ne gândim. De ce spune Hristos prin credință, nu prin vedere? Pentru că mai ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut. Și continuă. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viață, crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Au fost scrise lucrurile acestea într-un mod selectiv, pentru că la sfârșit zice că Domnul a făcut multe alte lucruri. Dar Ioan
prin Duhul lui Dumnezeu selectează doar anumite informații, anumite fapte și învățături pentru scopul acesta ca noi să credem și crezând să avem viață. Și aceasta este linia biblică. Mântuire prin credință. Ce sunt toate aceste miracole care duc oamenii la credință? Dragii mei, dacă aceasta este linia lui Dumnezeu, linia credinței, toate acestea sunt niște excepții prin care Dumnezeu întărește credința. Zice că întărea credința prin semne și minuni. Zice, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu zice, iată pe cei care vor crede în baza acestor semne pe care le vor vedea. Nu. Cei care cred, văd cum Dumnezeu lucrează. Și atenție, Marcu 16 cu 15 nu se referă la fiecare credincios, ci se referă la biserica ansamblu ei. Pentru că în ansamblu ei Dumnezeu aduce semnele acelea. Nu le aduce în viața fiecare, altfel niciunul n-am fi printre cei care sunt validați acolo ca și credincioși. Dacă vor lua ceva de, bea ceva de moarte, nu vor fi atinși, vor lua șerpi, mâini și mai departe. Lucrurile acestea, Dumnezeu le produce atunci când El știe, în ansamblu biserici. Dar observați, este mai întâi credința și sunt credincioși și apoi apar și semnele care însoțesc la vremea când Dumnezeu hotărăște. Romanul 1 cu 17 este cuvântul care l-a trezit pe Luther, i-a adus Dumnezeu revelație. Spune Apostolul Pavel la 16, zice, mie nu mi-e rușine Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, fiindcă ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Vedeți? Accentuează credința în Evanghelie, care duce credința mântuitoare și nu miracolul mântuitor. Și că viața de credință, de relație cu Dumnezeu este prin credință și nu printr-un miracol care să îl țină pe om în această relație. Așadar, de ce prin credință și nu prin miracol? Și aș vrea să ne gândim la câteva posibile răspunsuri la această întrebare. Pentru că, vedeți, și dumneavoastră ca și mine, văzând acestea, ne punem întrebarea în mod natural. De ce, Doamne, prin credință? Și nu prin vedere, când vedem atât de puternic efect al miracolului. Vedeți, un prim răspuns ar fi acesta. Miracolul exclude libertatea pe care omul o are. Nu exclude voința, ci exclude libertatea. Când ești pus în fața unui miracol, nu poți decât să constați. Ești pe post de constatator. Toba era pe post de constatator acolo. Era miracolul în fața lui. Atunci când omul nu are libertatea. El este limitat de simțurile care îi spun, iată. Și libertatea lui, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, se manifestă doar atunci când el poate să aleagă sau să respingă mesajul lui Dumnezeu. Atunci când nu mai poate să aleagă sau să respingă pentru că nu face altceva decât să constate, libertatea lui este limitată. Ăsta e un posibil răspuns. De ce prin credință, nu prin vedere? De asemenea, un alt răspuns este că credința ne ține într-o dependență și de Dumnezeu și într-o relație constantă cu El prin smerenie. Vedeți, atunci când apar miracole în viața unui om, tendința naturală a omului aceluia este să se detașeze, să povestească, să se ridice pe un anumit piedestal. Și Apostolul Pavel, care a trăit o asemenea experiență, a spus despre sine, eu am fost ispitit să mă îngânf din pricina miracolului supranatural, extranatural. Până la al treilea cel am fost răpit și am văzut lucruri care nu se pot spune. Și tendința mea era să mă îngânf. Și tocmai pentru că să nu se întâmple lucrul acesta, Dumnezeu mi-a pus un țepuș în carne.
Și l-am rugat, Doamne, i-am durerea aceasta, nu știu în care reație, pus și astea alte discuții. Și zice, Domnul, harul meu ți este de ajuns. Pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Vedeți, atunci când umblăm prin credință, rămânem în smerenia dependenței de Dumnezeu. Când avem revelația miracolului, tendința noastră, pentru că în noi este în continuare această fire, să ne detașăm, să ne considerăm speciali, să ne considerăm deosebiți față de ceilalți. Și într-un fel, poate, suntem deosebiți, că ei n-au parte de ceea ce... Gândiți-vă la Moise. Moise zice că și-a acoperit fața cu înăframă pentru că a stat în prezența lui Dumnezeu, fața lui strălucea și și-a acoperit. Oamenii când l-au văzut s-au speriat, i-a zis, nu putem, erau șocați de ce vedeau și atunci și-a acoperit fața cu înăframă. Și din cauza prezenței lui Dumnezeu care făcea să-i strălucească pielea, ei se uitau la el, parcă Dumnezeu era acolo și avea o teamă. Și aveau un respect și aveau o ascultare excepțională de ceea ce el spunea. E, în timp, acea strălucire a început să se înstopeze și să dispară. Dar Moise ar fi vrut ca în continuare ăștia să asculte de el și el și-a pus o năframă pe față să nu se sizeze că dispăruse strălucirea aceea. Vedeți? Este această tendință de a folosi miracolul și a ne plasa alături de miracolul care ne îndepărtează de smerenia cu care ar trebui să stăm înaintea Domnului în fiecare zi și în fiecare legătură, în toată legătura cu El. Vedeți? Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a dat credința în un miracol. Pentru că noi nu putem să le ducem. Hristos a dus miracolele, noi nu le putem duce. Când avem un miracol, totdeauna vom povesti și atragem atenția asupra noastră. Foarte, foarte greu se întâmplă și rar și puțin ca miracolul să proiecteze imaginea tot timpul spre slava lui Dumnezeu. Oamenii vin acolo unde nu se întâmplă un miracol. V-am zis de povestea cu Petrache Luc, da? De la Maglavit. Toată lumea a dus la Petrache Luc. Da? Bun, asta este natura umană. De aceea Dumnezeu, ca să ne respecte libertatea, ca să ne țină smerenie, pentru că noi nu putem duce miracolul. El ne-a dat calea credinței. Și aceasta este calea prin care, iată un al treilea răspuns, Dumnezeu în ființa Lui spirituală și infinită poate să intre în relație cu noi ființe limitate și finite. Și Duhul Său, care este a treia persoană din Dumnezeire, ființă spirituală, poate să interacționeze cu noi, să vină în viața noastră. Nu într-un mod fizic, ci într-un mod spiritual. Prin credință, pentru că altfel este, vedeți, o incompatibilitate între umană, între infinitul Dumnezeu și finitul om. Și în felul acesta, Dumnezeu se poate uni cu noi și ne poate comunica și ne poate călăuzi și ne poate întări și așa mai departe. Această relație între noi și Dumnezeu a hotărât-o Dumnezeu să fie prin credință, tocmai pentru ca să fie posibilă, pentru că îi zice lui Moise, care vrea să-L vadă pe Dumnezeu, Doamne, arată în fața ta, nu se poate ca un om să mă vadă și să trăiască. De aceea, relație cu mine trebuie să fie prin credință. Da? Vom vedea într-o zi slava și fața și gloria Lui, dar vom fi cu alte trupuri. Deocamdată, în drumurile acestea, aceasta și calea umblării cu Dumnezeu prin credință. Vreau să vă amintesc aici câteva referințe. Ioan 5:24 zice Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cel neprihănit va trăi prin credință. E un cuvânt din Vechi Testament, Apostolul Pavel îl reia în Romanul 1:17 și în Evrei, atât de cunoscutul cuvânt din 11:6, acolo în 11 unde este arătată galeria eroilor credinței, așa cum este numit acest capitol, versetul 6 spune și fără credință, auziți? Nu fără vedere,
Ci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Observați? Prin credință. Omul a fost creat cu această funcție a credinței. Mai devreme, Paul îmi spunea că îl doare cap. Nu știu dacă l-a lăsat capul. I-am dat un alt calmin. Slavă Domnului că l-a lăsat. Dar vedeți, el m-a întrebat ce este. El s-a încrezut. Așa suntem noi. Îți dă o pastilă, doctor, e o pastilă. Ai nevoie să te sui în avion, te sui prin credință, te sui în mașină, te sui prin credință. Așa suntem noi construiți. Noi suntem detașat de ideea și domeniul religios. Noi suntem construiți să funcționăm prin credință. Veți spune, a, dar sunt specialiști, există dovezi, legi, da, cu toate astea se întâmplă ce se întâmplă. Și de multe ori, atâtea. Vedeți? Și totuși noi mergem prin credință. Suntem construiți să funcționăm așa. Însă și natura noastră ne spune că linia pe care Dumnezeu ne trasează este una obiectivă și este una corectă, această credință natural. Vedeți, când fiul risipitor se întoarce acasă, el știa, el credea, știa cine este tatăl. El a crezut că tatăl îl va primi. Dacă știa că inima tatălui și reacția lui ar fi fost exact ce a făcut fratele cel mare, nu s-ar fi întors acasă. Trăia o altă suferință în plus. Dacă ar fi fost fratele cel mare acolo, lucrurile aveau un alt sfârșit. Dar a fost tatăl și el știa și credea că tatăl îl iubește. De aceea s-a întors. El n-a văzut. El nu s-a întâmplat lucrurile. El a mers spre casa părintească prin credință. Și Biblia ne spune să ne încredem în Dumnezeu cel plin de îndurare și iubitor, care prin Hristos ne-a arătat dragostea sa mult suprem. De aceea pe tine și pe mine ne cheamă ca prin credință să ne apropiem de Dumnezeu, ca și fiul risipitor care s-a apropiat de Tatăl. Și a văzut binecuvântarea și noi vedem binecuvântarea lui Dumnezeu când prin credință pășim spre El. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Credința este alimentată nu din spațiu, din eter, din buletinele de știri. Credința este alimentată din patru izvoare și fapte unul ne spune că acestea sunt Sfânta Scriptură. De ce credeți că noi insistăm pe citirea Bibliei? Pentru că ni se specifică clar, credința vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât noi ne expunem mai mult la lumea, gândirea și informația care ne vine despre Dumnezeu, cu atât ne atașăm mai mult de Dumnezeu. Credința vine prin acest prim izvor care este Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, credința vine prin rugăciune. Zice că ei, prima biserică, stăreau în învățătura apostolilor, în rugăciune. Și rugăciunea este comuniunea noastră cu Dumnezeu, legătura noastră cu Dumnezeu. Și ea nu trebuie să aibă niciodată să lipsească dimensiunea cămăruței, rugăciunea aceasta personală. Dacă noi ne întâlnim și ne rugăm, dacă noi facem rugăciuni la tot felul de grupe, mai mici sau mai mari, sau ocazionale, dar nu avem acea legătură zilnică în care să credem, pe care să o folosim și zilnic să apelăm prin rugăciune la Dumnezeu, atunci ne privăm de acest izvor prin care credința noastră se întărește. De aceea, Biserica Primară ne stă exemplu, zice că ei stăreau în învățătura apostolilor, în rugăciune, în legătura frățească, și aici, vedeți, noi simțim lipsa legăturii frățești. Când legătura frățească este prezentă și credința se întărește pentru că această situație în care noi ne adunăm este un puternic suport și emoțional, și psihic, și sufletesc. Ne încurajăm unii pe alții. Noi vedem oameni care, ca și noi, merg pe această cale. Au aceleași lupte, au aceleași doruri, au aceleași umblări, ispite, biruințe, încercări, etc. Deci, suntem parte dintr-o comunitate cu un țel comun, cu un scop comun, cu o destinație comună. Și asta e o încurajare. Când noi suntem izolați, noi suntem parte din lumea aceasta care nu are speranță.
marea majoritate și direcție spre cer. De aceea, credința are acest izvor numit legătura frățească, în care, ne spune, prima biserică stăruia și, de asemenea, cina Domnului. Zice că stăruiau în frângerea pâinii. Sigur, a fost o discuție și este o discuție, invențiile online, formele acestea, etc. Și predicarea Bibliei este online. Nu este exact ceea ce am vrea să fie, dar în asemenea situație este mult mai mult decât nimic. Chiar cina Domnului, așa cum am dat-o prin intermediul internetului. Noi credem că este un moment de cercetare personală când cineva se apropie de cina Domnului. Nu în primul rând lucrurile care sunt acolo, deși și astea au valoarea lor, ci starea sufletească cu care omul vine. Se cercetează pentru că știe că se împărtășește înaintea lui Dumnezeu, Duhului cu jertfa lui Hristos, în pâinea și vinul, și atunci e o provocare la o introspecție sinceră, la o pocăință, la o apropiere deosebită față de Domnul. Și credința lui se întărește în sensul devoțiunii față de legământ. Noi comemorăm jertfa lui Hristos, dar ne dedicăm în legământ și atunci noi ne întărim în credință. De aceea aceste patru izvoare sunt și rămân și vor fi până la sfârșit fundamentale pentru credința, pentru credința noastră. Și mă rog ca fiecare dintre noi să fim convinși în mod personal de valoarea lor și să ne adăpăm, să ne alimentăm sufletul din ele și relația noastră cu Dumnezeu pe calea credinței. Dragii mei, credința, spune unul dintre psalmi, toate izvoarele mele sunt în tine, Dumnezeule. Societatea și viața aceasta, ca și filistenii, care îi astupau izvoarele și fântânile lui Isaac. Știți că Isaac a făcut fântâni, izvoare și ăia le astupau. Vine să ne astupe aceste izvoare. Ne astupă aceste izvoare și uneori nu mai este apă și nu mai este viață și credința începe să o filească și nu mai avem nicio dragoste de părtășie și rugăciune. Dacă simți în inima ta stările acestea, uite-te, nu cumva au venit filistenii și au astupat izvoarele. Amintește, zice, ceea ce cântă și joacă, ei de bucurie se manifestau așa. Pentru că vedeau că izvoarele lor erau în Dumnezeu și izvoarele celui mântuit sunt în Dumnezeu. Și e nevoie să fie destupate într-o zi ca și aceasta, poate. Uită-te la izvoare, mai țâșnește viață din el. Zice că din inima lui vor curge râuri de apă vie, acolo unde este prezența lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Doamne, fă să țâșnească și limba noastră râuri de apă vie. Și aceste izvoare să fie din belșug, să alimenteze viața de credință și umblare cu tine. Amin. Pentru că, vedeți, ea poate să crească sau poate să scadă. Viața noastră de credință crește atunci când noi punem în practică și înfăptuim ascultarea de voia lui Dumnezeu. Orice ascultare de fapte, de șoapta Duhului care ne duce la faptele bune, la faptele iubirii, la faptele iertării, la faptele lepădării de sine în favoarea celui care este lângă noi și are nevoie, la faptele bunătății, orice fel de ascultare și umblare în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit, este o cale de creștere în credință. Toată Scriptura este de folos pentru ca omul lui Dumnezeu, spune Timotei, să fie destoinic pentru orice faptă bună. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne întărește credința noastră pentru a înfăptui, nu doar a vorbi, pentru a face, nu doar a spune. E foarte interesant că oamenii, am văzut fapte, nu vorbe, și au sloganul acesta. Doamne, ajută să fie așa și faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să umblăm în aceste fapte prin care credința noastră crește, ea crește atunci când trecem prin încercări, pentru că încercarea credinței, spune, este mult mai scumpă decât
care este mult mai scumpă ca aurul care piere, va purifica, va crește ființa noastră spirituală. Prin încercări prin care trecem, suferința și durerea, nu ni le dorim niciunii. Lipsurile, constrângerile nu ne plac, dar ele produc creștere. Și Dumnezeu să ne ajute să nu ne risipim încercările prin care trecem. Să vedem în ele ocazii de a crește în credință. Dragii mei, în 1 Petru 1 cu 5 la 8, ceea ce auzeam citindu-se, să ne ajute Domnul să fie o împlinire. Îl iubim și să nu fie doar cuvântul lui Petru, ci să fie mărturia noastră, chiar dacă noi nu-l vedem. Și să ne bucurăm în nădejdea întâlnirii cu El, dar și în realitatea intervenției sale în viața noastră. Și Dumnezeu să ne dea putere să ne uităm la cei care au sfârșit alergarea înaintea noastră. Zice, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și să stăruim prin credință în alergarea credinței noastre. Vedeți, credința îl onorează pe Dumnezeu și credința este răsplătită. Atunci când oamenii se încred în Dumnezeu și spun, da, Doamne, știm că Tu poți, știm că Tu ne iubești, știm că Tu ne vei lăsa, lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu. Omul care se teme, omul care se îngrijorează, omul care se ascunde, omul care dă înapoi, omul care se retrage, spune, am un Dumnezeu mic, neputincios, care nu-mi pasă de mine. Nu-i pasă de mine. Asta e dezonorare. Vedeți? Asta e neadevăr. Și Dumnezeu, Dumnezeu adevărului și Dumnezeu să ne ajute să proclamăm și să umblăm în adevărul măreției Lui. Așadar, iată de ce ne spune Domnul Iisus în dimineața aceasta, nu doar lui Toma și ucenicilor, ci tuturor. Binecuvântat ești dacă tu crezi. Binecuvântați cei ce au crezut, deși n-au văzut. Și mare va fi răsplata în ziua aceea. Dumnezeu să ne ajute să umblăm prin credință, să ne încredem în El și să folosim din plin aceste izvoare care întăresc credința noastră și să creștem în ea prin fapte și prin încercări și privind spre Domnul nostru și spre cei care au sfârșit alergarea, încurajați de exemplul lor, să stăruim în această alergare a credinței și să aducem roade spre slava lui Dumnezeu. Domnul să ne întărească pe toți în harul acesta. Iar dacă în inima ta sunt îndoieli, dacă în inima ta sunt temeri, dacă în inima ta sunt tot felul de întrebări și frământări, vino așa cum ești și spune, Doamne, iată care e condiția inimii mele. Tu o cunoști. Te rog, vino ca și în dimineața învierii cu pacea ta, cu descoperirea ta, sufletul. Arată-mi tu, în felul în care tu știi, frumusețea realității învierii tale și a puterii tale. Și ajută-mă, Doamne, să mă încred în Tine și în cuvântul Tău. Și Dumnezeu să-ți descopere frumusețea și valoarea cuvântului Său. Și Dumnezeu să-ți dea putere să te încrezi în El și să ai o viață de rugăciune, de legătură frățească și de părtășire la masa Lui. Și prin puterea Lui să împlinești tot ceea ce este frumos și bun. Iar când vei trece prin încercări, Domnul să-ți dea putere să rămâi lângă El. Mă rog ca în perioada aceasta sufletele noastre să nu slăbească, ci să se întărească în credință. Pentru că sunt atâtea forțe care ne îndepart de Dumnezeu. Să fim conștienți că e o luptă și să căutăm în mod intenționat și cu preocupare personală să ne apropiem de Dumnezeu ca să ieșim mai întăriți, nu mai slăbiți și mai dedicați Lui prin credință. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta și Domnul să ne binecuvinteze cu o inimă credincioasă. Fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Amin. Amin. Dragii mei, mă opresc aici și aș vrea să încheiem un moment de rugăciune. Personal. Fiecare dintre noi aș vrea să venim în rugăciune înaintea Domnului. Și fiecare dintre noi să ne aducem inima noastră, să ne aducem viața noastră așa cum știm și în lumina cercetării Cuvântului Sfânt. Și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să-i spunem numai ceea ce
ceea ce numai El poate auzi. Și alea păstrăm câteva momente de liniște și fiecare dintre noi ne rugăm Domnului. Dumnezeu meu, o Doamne, dă-mi putere să mă cred în Tine. Doamne, dă-mi putere să mă cred în cuvântul Tău. Descoperă-mi de pe cuvântul Tău, ca lui Samuel. Descoperă-mi de Doamne, prin cuvântul și Duhul Tău. Ajută-mă, Doamne, să mă viață în rugăciune. Mulțumim, Doamne, pentru cercetarea cuvântului Tău. Mulțumim că în dimineața aceasta te-ai apropiat de fiecare dintre noi ca și de Domnul. Cu bunătatea, cu dragostea Ta dumnezeiască. Și ne-ai îndemnat să fim credincioși în Tine, în credincioșia Ta. În faptul că Tu ești adevărul și pe ceea ce ne spui Tu în cuvântul Tău este mai peren și dăinuitor decât cerul și pământul. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat cuvântul credinței, ajută-ne să ne lipim inima de El și te rugăm să ni te descoperi prin cuvântul Tău fiecare dintre noi ca și lui Samuel odinioară. Ajută-ne să avem bucuria întâlnirii cu Tine în rugăciune personală și reală această legătură, să simțim că ne întărește. Doamne, dă-ne putere să ne bucurăm și de părtășia frățească și ajută-ne, Doamne, ca în faptele bune care Tu le-ai pregătit să umblăm și să ne întărim în credință în felul acesta. Și atunci când vom trece prin încercări și prin încercările prin care trec unii dintre noi și în situația aceasta general, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere să ne încredem în Tine, să ne apropiem de Tine, nu să ne îndepărtăm. Dumnezeul nostru, mulțumim pentru biruința care ai dat-o fraților și surorilor noastre. Fie că sunt în viață, fie că de-a lungul veacurile au trecut și sunt acea galerie cerească care ne încurajează să perseverăm că se poate. Doamne, dă-ne putere să ne uităm spre Tine, biruitorul morții și al mormântului, care învia și ne înălța la dreapta mării. Știm că într-o zi și noi vom învia și ajută-ne, Doamne, ca ochii credinței noastre să fie ațintiți spre Tine. Amin. Te rog pentru aceia care au fost prinși de descurajările acestei lumi și zboarele credinței lor au fost astupate de filistenii ei. Doamne, dă-le har să le redeschidă din nou și dă-le harul să se bucure din nou de Tine. Te rugăm pentru aceia care s-au îndepărtat de Tine și credința lor s-a întunecat. Doamne, adu-i la viață și adu-i la mântuire. Tu știi pe fiecare. Binecuvântă biserica aceasta cu puterea credinței și cu mărturia slujirii și a lucrării credinței. Pentru că atunci când vei veni Tu să o găsești veghind în ceea ce Tu i-ai pregătit să facă. Ne întărește pe noi și casele noastre, Doamne. Și săptămâna aceasta în umblarea credinței. Izbăvește-ne de orice fel de cădere în ispită și dă-ne biruință peste toate ispitele. Ocrotește, Doamne, viețile și casele noastre. Și îndură-Te și de țara aceasta, Doamne, să se întoarcă de la religie la credință, să aibă o credință personală în Iisus Hristos, în calea sfințeniei și a neprihăniei. Mulțumim pentru toți aceia care sunt martorii credinței. Binecuvântă-i cu putere și har. Rămâi cu noi, ne închinăm Ție, Tată. Mulțumesc pentru frații mei cu care am slujit în dimineața aceasta. Binecuvântarea Ta să fie peste ei și casele lor. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, fii glorificat și lăudat de acum și până pe și Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea și ce și celor din mormânt.
celor hrii. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Mărire lui în veci! Amin! Fiți binecuvântați!